Bună ziua! Bine ați venit la comentologie. Câteva lucruri importante s-au petrecut de săptămâna trecută. Unul dintre evenimente este problema de sănătate a liderului partidului din opoziție, Marcel Ciolacu. Diminuarea blocajelor financiare prin garantarea cumpărării de creanțe de la IMM-uri de către instituții de credit. Și nu în ultimul rând, PSD susține. Paruci. Susține. Paruci. Exact. Lui Marcel Ciolacu i s-a făcut rău pe scenă. Reprezentanții Spitalului Universitar de Urgență Militar Carol Davila au anunțat că liderul interimar al PSD și președinte al Camerei Deputaților a suferit un episod lipotimic. Nu, nu este vorba despre dinozaurii de toate vârstele de prin partidele politice românești. Nu e ca și când ar fi vorba de Triasic, Jurasic, Cretacic și imediat apoi Lipotimic. În mod sigur, adepții teoriei conspirației COVID vor sări ca arși și vor mai adăuga un paragraf textului teoriei. Episod Lipotimic sună a noțiunei inventată de un medic. Pus să justifice un eveniment la care mulți sunt chemați, însă doar puțini vor pricepe. Și, de asemenea, vor fi și dintre cei care sunt ferm convinși că știu care e treaba cu lipotimicul. E plină pandemia de oameni cu certitudini și intransigențe. Episod lipotimic. Pff, am avut un vecin, îl durea lipotalamusul, dar l-a tratat, naturist, pe Zoom o cunoștință. Tare mi-e teamă că dacă mai apare încă un episod lipotimic sau nu, iar vom asista la eternul serial prost și la eterna telenovelă politică. Dar ce s-a întâmplat cu adevărat lui Ciolacu? Spitalul a transmis că diagnosticul pus președintelui Camerei Deputaților este episod lipotimic recent în observație etiologică, mai exact hipocalcemie frustă. Pardon de expresie. Lipotimia poate să apară din senin, fără să fie declanșată de un anumit factor, ori poate apărea ca urmare a unei expuneri prelungite la un factor declanșator precum căldura excesivă, febra sau stresul emoțional. Asta zi să zic, lipotimia, că altfel nu pot să-i zic, se petrece în mod comun, mai ales politicienilor și cetățenilor cu vizibilitate. Noi, ceilalți ăștia, mulți și neimportanți, doar leșinăm. Ăsta este un episod lipotimic. De fapt, o stare de leșin. Te ia așa o amețeală și te duce la vale. Deci, dacă simțiți că o luați la vale, odată cu țara, este doar un episod lipotimic. Ai ca mai învățat un termen. Ha! Cine spunea că nu se face școală zilele astea? Am auzit că printre primii care au reacționat în afară de membrul de partid de lângă Ciolacu, a fost însuși președintele Republicii. Ba chiar Iohannis ar fi, fez, ar fi mers până acolo, căci că i-ar fi transmis pacientului Ciolacu, îi doresc multă, asta cum îi zice, zice, să-i zic, multă, asta, aici îmi scapă ce lipsă să am și nu cred că o să mai găsesc vreodată cuvântul. Așadar, de când au ieșit de la guvernare, Marcel Ciolacu simte o puternică anemie ca rezultat a unei lipse acute de cașcaval, care așa cum se știe, conține foarte multe vitamine și calciu. Fapt care a făcut ca acesta aproape să leșine la ultima conferință de presă. Un alt subiect minunat este Viorel Cataramă. Parcă încă nu aș vorbi despre el la timpul trecut. Deci să vorbim despre Viorel Cataramă, acest cobai în mărime naturală. Poate pentru că îi se părea că e prea liniște în spațiul media. Poate rămăsese fără subiecte de conversație cu ceilalți producător de mobilă. Ori poate pentru că a pierdut un pariu. Nu știu. Nimeni nu știe și nici nu putem bănui adevărata misiune pe lume a afaceristului politician. Cert este că ultima găselniță a fost dorința arzătoare a acestuia de a se infecta, auto-infecta cu intenție, cu scop și îndeplinătatea, nu știu dacă a facultăților, cu SARS-CoV-2. A ieșit în spațiul public și a făcut practic publică această dorință. La fel de bine putea specifica această decizie alături de cui rămâne mobila în caz de ceva în ultimul testament. Pentru că o astfel de decizie pare ceva decis când mai ai puțin de trăit și îți imaginezi că știința are nevoie de creierul și de pagina ta de Facebook când nu mai e nimic de pierdut, când nu mai ai nimic altceva de demonstrat și nimic în cap. A, ah, pardon. Și când vrei, oare ce capital politic? Pentru că să nu ne păcălim. Adică am reușit cu atât de mult talent să păcălim vigilanța autorităților. Am făcut oricum tot ce ne-a trecut prin cap, deși regulile la pandemie stabileau orice altceva. Dar să nu ne mințim pe noi înșine și să nu ne lăsăm păcăliți de un altul. Pentru că în mod limpede ce face Vio Cataram acum este dezmăț media. Show la tv -ul. La modul declarativ, el visează să demonstreze că virusul nu este pe cât de periculos este un virus care a îmbolnăvit undeva la 4 milioane și 300 de oameni și au omorât deja la decât 290 de la nivel planetar într-o realizare a acestui deziderat a decis să se contamineze cu SARS-CoV-2 și să se îmbolnăvească de COVID-19. Probabil că este convins că el o să-l facă pe cel de al 20-lea COVID. Cel mai probabil, ireala decizie a fost luată la propria sugestie, într-o teleconferință pe Zoom la care au participat toate personalitățile momentului. Toate cele 10-15 personalități care ocupă creierul pentru că niciun om normal la cap, care a mai deschis o carte, măcar ca să se laude pe Twitter, hashtag cultură Mâncațiaș, nu ar fi capabil să decidă în deplinătatea liceurilor mentale să se auto cu ceva care, în lipsa unui cuvânt mai bun, te omoară. Și cu toate acestea, Viorel Cataramă a decis că este decizia corectă. Mai întâi s-a plimbat și s-a pupat fără mască cu niște oameni într-o localitate din județul Ialomița de la care își dorea, tremurând de nerăbdare, să ia COVID-19. Nu a luat. De mirare însă că nu s-a lipit de el pe acolo, nește herpes. Sincer și din nou, cu toată sinceritatea, nu era cea mai albă comunitate din România. Curată. Curată vreau să spun. Dar de ce a voit Viorel Cataramă să se îmbolnăvească cu SARS-CoV-2, întrebați. Sigur, nu era ca să se laude la investitori Elvila. În cuvintele marelui om de afaceri, eu sunt patriot care își riscă viața pentru ca țara lui să nu falimenteze și pentru ca drepturile și libertățile fundamentale să nu fie suspendate. M-am dus acolo ca să demonstrez că nu voi păți nimic. Stăm degeaba în casă, prăbușim România degeaba, am încheiat citatul. La fel de degeaba este și umbră pământului, dar nu vezi pe nimeni cu patriotism să lupte și să se revolte că soarele răsare. Gesturi de genul acesta, zăltate și zănatice, nu pot decât să facă rău și nu pot decât să dăuneze atmosferei și așa volatilă din țara asta. Iar acum, bomba! Viorel Cataramă s-a pricopsit în cele din urmă cu COVID-19. Cel mai probabil nu a contactat coronavirusul la vizita din Ialomița ci ulterior, Dumnezeu știe de unde, conform propriilor declarații, încă se simte bine. Are anumite simptome. I-a crescut temperatura și are nasul înfundat. În plus, în afară de o apăsare în piept, cataramă nu are niciun fel de apăsări și problemă de civică. Și din nou, cu toată sinceritatea, nu-i doresc să-i se întâmple ceva. Ba chiar îi doresc ce i-a dorit și președintele lui Ciolacu, la episodul lipotimic. Au mai fost și alte subiecte fierbind săptămâna asta, care doar ce a trecut. De departe, cel mai important a fost anunțarea relaxării sociale. În așteptarea relaxării, toată lumea este excesiv de încordată. Ce va fi, cum va fi, cât va ține, oare va funcționa? Cam astea sunt temele și temerile. Cum minunat mi-a demonstrat un vecin de-al meu care a fost încă de la începutul pandemiei relaxat în fața blocului, relaxat pe la piață, relaxat la cumpărături, relaxat la plimbare cu cățelul și cât se poate de relaxat, ori de câte ori a venit vorba de spirit civic, oamenii vor fi cât se poate de dispuși să se prefacă că totul este în regulă. Iar dacă până acum mai exista o măruntă teamă de COVID-19, acum, dacă s-a dat dezlegare de la autorități, nu mai există niciun fel de rețineri. Măștea au început să se găsească, hârtie pentru declarații se cioplește fluierând apagubă printre copacii din pădurile țării, iar motive de plecare de acasă vor fi cu nemiluită. Fără număr, fără număr. Și de acum și fără declarație. Dar să ne îndreptăm un pic atenția către măști. România nu a fost niciodată o mare putere militară, de aceea nici industria de armament nu a excelat. Mă rog, poate fi considerată forță armată dacă nespălatul pe dinți, la nivelul cel mai ridicat din Europa, ar fi folosit pe post de armă galbenă letală. <sus> pentru că nu se făceau arme în cantități industriale, s-a găsit timp și disponibilitate pentru a se face măști. Așadar, la fabrica de armament a statului Romarm, a fost pusă în funcțiune prima linie automatizată pentru producția de măști, chiar de vreo două feluri. Inamicul este perfid și bine camuflat. Nu pot decât să sper că măștile sunt de mai bună calitate decât erau pistoalele, celebrele pistoale carpați. Dar care anume sunt regulile pe care nu le vom respecta începând de astăzi? Este după cum urmează. De azi vom putea să ieșim din casă fără declarație pe proprie răspundere. Probabil cei mai mulți vor lua asta în sensul că nu mai au nicio răspundere. Și cum rămâne cu plecatul din localitate? Pentru că e clar că am cam luat o cu toții pe câmpii astea două luni. Se cam cere o ieșire. Măcar să mă pot depărta suficient cât să nu mai văd în zare blocul în care stau. Acum, că stăm de vorbă în ceea ce mă privește, prima vizită este la mare. La cât se poate de mare distanță. Desigur, și la mare, pe plajă. Nu cred că o să intru în apă dacă nu faci plajă, odată cu toți descrierații pe 1 mai, pe 15 nu mai are niciun farmec. Deși uite motiv numai bun de inventat o nouă sărbătoare națională, un nou liber, 15 mai, dezlegarea la declarație. Înapoi la ieșirea din case în alt oraș. Putem să ieșim din case și să plecăm brambura către alte orașe? Ca să nu existe niciun fel de confuzii, Însuși președintele Republicii a lămurit. Da. Dar nu vom putea pleca din oraș decât dacă trebuie și neapărat cu hârtie. Masca devine obligatorie atunci când ne vom afla în spații publice sau în mijloacele de transport în comun. Repet, obligatorie. Și insist, toate aceste măsuri au fost anunțate de însuși Claus Iohannis. Tot el a insistat și asupra purtatului sau nepurtatului măștii. Masca în spațiile publice închise va fi obligatorie. La fel distanța de 1,5 metri între persoane. Adică, dacă întindem fiecare mâinile, aceea e distanța. Am încheiat citatul. Aici vreau să explic un pic. Atenție! Se întinde mâna în părți, da? Și nu înainte. Adică ca pentru distanțare socială și nu ca pentru cerșit. De azi se vor redeschide saloanele de înfrumusețare a omului de către om și magazinele cu acces direct în stradă. A. Ah, și muzeele, care spre mare admirare a sutelor de absolvenți de BAC au fost închise. De asemenea, o veste minunată, se redeschid inclusiv bisericile. În sfârșit, aleluia, se vor putea organiza slujbe așa cum se făcea odată, cu enoriași ca pe vremea când pupatul icoanelor era obligatoriu și Sfânta Treime însemna minimul public și nu maximul admis în biserică din cauza distanțării sociale. Trebuie amintit însă că slujbele se vor ține doar în aer liber, cu respectarea distanței de 1,5 metri și folosirea măștilor. Credincioși și din potrivă se pregătesc potrivă pentru marele eveniment. Preoții au curățat amplificatoarele și boxele cu tix și apă sfințită, iar ceilalți s-au pregătit cu vopsea. Mesajul, cred, este limpede și foarte citeț. Cei care au scris mesajul pe zidurile bisericii din tăuții măgherăuși, sper că vor fi iertați, deși nu e ca și când nu știau ce fac. Vești bune și pentru sportivi. Vor fi permise și sporturile individuale în bazele sportive. Pe locuri, fiți gata Start! Pentru că e pandemie și nu mai vreau să vorbesc despre pandemie, o să încerc să uit de pandemie și să mă ducă mintea la orice în afară de pandemie. Deci, dacă nu a fost clar, mai puțin despre pandemie și mai mult despre Constanța și despre cetățenii constanțeni. De câteva zile circulă pe internet o așa zisă carte scrisă de un talentat fost deputat român, Cristian Rizea, fost deputat PSD îmi place de el. A început să scrie încă din libertate, un fel de joc de glezne, o încălzire în care se pregătește pentru adevăratul scris. Vă dați seama cât de prolific va fi în timpul în care va sta la închisoare, pentru că orice pagină scrisă înseamnă o scurtare a pedepsei. Din scrierile sale aflăm că, de pildă, Radu Mazăre iubea să joace la primire. Mai ceva decât Halep. Chiar a primit un penthouse de 1000 de metri pătrați în Mamaia de la Viorel Păunescu, pe care îl ajutase cu o autorizație de construcție dubioasă, urmând să ridice o construcție cel puțin la fel de dubioasă. Ne arată riza cum lui Radu Mazăre i-au rămas din toată afacerea, după ce a vândut la un moment dat de frica DNA-ului, suma de aproximativ 1 milion de euro. Mărunțiș pentru fostul primar, dar mulți bani pentru noi ăștia, ceilalți. Lui Nicușor Constantinescu i s-au părându mulți bani și cei 350.000 de euro pe care i-a solicitat scritorului pentru un loc în Camera Deputaților pe listele din circumscripția Constanța. Vă dați seama ce alergătură, ce schimbări de situație, ce suișuri și ce coborușuri financiare. Toate acestea i-au dăunat la spondiloza care l-a chinuit acum câțiva ani. Și iar am ajuns încet încet la bani. Mai exact la lipsa lor, și pentru că vorba cântecului aviația dă senzația. Iată câteva știri despre companiile aeriene. Din cauza coronavirusului, a doua cea mai mare companie aeriană din America de Sud, Avianca, se pregătește de o aterizare forțată spre faliment. Autoritățile de la Roma se pregătesc și ele să preia conducerea al Italia, cel mai mare operator italian care era în dificultate și înainte de apariția pandemiei și germanii de la Lufthansa gâfâie pentru că pierd un milion de euro în fiecare oră. Oră! Conducerea companiei se arată însă optimistă, mai ales după ce a cerut un ajutor de 10 miliarde de la guvernul german. Acum că este adunat sparanghelul de către români, se pot concentra pe transporturi ariane, aeriene. Asociația Internațională a Transportului Aerian evaluează că se vor înregistra scăderi ale veniturilor cu 44% comparativ cu 2019. Pentru Tarom însă nu este nicio surpriză. Conducerea companiei oricum bugetase pierderi și în anul acesta, la fel ca anul trecut și la fel ca anul de dinainte de anul trecut și la fel ca și cel de dinainte. Dacă de pildă însuși Traian în Vuia ar fi trăit pe vremea taromului, s-ar fi ocupat, cred, de piscicultură, de agroturism, de schimb valutar, de orice, numai de aviație nu. Anul ăsta problema taromului este COVID-19. Anul trecut motivul a fost și mai periculos de atât. Anul trecut pierderile tarom au fost din cauză de incompetență rău intenționată. Ăsta este avantajul unei companii care abia se mișcă pe coate și pe genunchi. Cădere există, dar este foarte mică. Este un fel de lăsare ușoară la sol, loc în care Tarom este model în domeniu. Tot despre Constanța și tot despre bani. De data asta despre bani pe jumătate aruncați. Începe construcția sălii aproape polivalente din Constanța și spun aproape, pentru că va fi o sală cu o capacitate cu efort și cu tot cu sportivi de maxim 5000 de locuri. Pentru că stau în zonă, am fost martor la demararea lucrărilor. Am văzut agitându-se toți cei 14 muncitori. Ceva mai puțin de atât și ar fi putut cu ușurință să arate că românii au talent, demonstrând câți muncitori pot încăpea într-un matiz. Noua sală polivalentă va putea susține doar competiții interne, pentru că nicio federație internațională nu poate organiza vreo competiție într-o astfel de mini-sală cum se zice pe la ei. Ha! Ce idee! Ăsta ar putea fi un nume foarte bun pentru noua investiție. Mini sala picovalentă. Pentru ca sala să câștige puțin în imagine și primarul în popularitate, urmează în cel mai bun caz să se organizeze de către primărie un mega revelion pentru pensionarii Constanțeni, un fel de vanghelion, pentru că modelul este deja brevetat. Se va pune în scenă unul dintre cele mai zgomotoase revelioane din toate timpurile și se va numi Decebelion. Pe 16 mai se reia Bundesliga, se dă din nou drumul la fotbal adevărat, fotbalul bun, made in Germany. Îmi închipui că sunt foarte bucuroși microbiștii. Pariez însă că cei mai bucuroși sunt pariorii, sătui de singurul campionat de fotbal care nu a fost întrerupt, cel din Belarus. Și au și motive să parieze pentru că pe 16 mai, acum, acum imediat, va fi un super derby, Dortmund-Schalke 04. Microbiștii știu de ce. Și cum în perioada asta elevii fac cursuri online și teleșcoală, așa și fotbaliștii noștri vor putea lua lecții de fotbal de la televizor. Deci, suntem pe final. Pe finalul perioadei în care am fost conduși prin ordonanțe militare, starea de urgență s-a terminat, Ba chiar a stat, așa că și la noi se pregătește redeschiderea sezonului, dar nu de fotbal sau nu la turism, ci la slujbe și alea religioase. Restaurantele și terasele mai au puțin de așteptat până se vor redeschide la capacitate maximă, dar bisericile vor funcționa aproape la fel ca înainte de pandemie, poate cu niște măști pe față la preoți și niște broboade la credincioase. Cum se face? Gândiți-vă ce sume fabuloase colectează statul român de la bor. Pe fraiericii de patroni din Horeca îi putem lăsa să se mai zbată încă vreo două săptămâni. Dar pe preoți trebuie neapărat să-i ajutăm. Pentru că se anunță o vară secetoasă și sigur ne vom baza pe ei să zică la slujbe ceva despre ploaie. Pentru că pe sistemul de irigații nu ne putem baza. Mai ales pentru simplul fapt că nu există. Acum chiar suntem la final. Mai întâi o să insist cu purtatul măștilor, apoi o să insist cu spălatul pe mâini și în sfârșit o să insist să ne vedem săptămâna viitoare.